Salut! Când oamenii spun că peștele, cum ar fi somonul, este sănătos, acesta include și varianta sărată, în esență este același produs, dar dezavantajele depășesc beneficiile. Să cântărim avantajele și dezavantajele pe gântarul nostru științific pentru a decide dacă această delicatesă iubită se clasifică cu adevărat drept un aliment sănătos. Dar înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri. Să începem! La prima vedere, ce ar putea avea în comun somonul și flamingo? Răspunsul este culoarea lor roșie, care provine din același pigment purpuriu, astaxantina. Flamingii mănâncă creveți și alge bogate în această substanță care îi face roz. Același lucru este valabil și pentru peștii roșii. Interesant, dar astaxantina este adesea numită regele antioxidanților. Este mai puternică decât alte substanțe similare, combatând inflamațiile și stimulând colesterolul bun. Acesta este primul avantaj al peștelui roșu ușor sărat. Conține cu siguranță antioxidanți benefici. Cu toate acestea, peștii crescuți în ferme nu mănâncă creveți. Atunci, de ce sunt ei încă roz? Sunt vopsiți? Acestea sunt întrebări pe care le au mulți consumatori. Unii pești roșii au început să semene mai mult cu peștii roz. M-am gândit că poate are legătură cu datele de expirare. Dar nu, totul era în regulă. Sau poate peștele fusese vopsit și s-a trecut recent la un colorant diferit. În realitate, variația de culoare este normală. În ferme, astaxantina și alți carotenoizi sunt adăugați artificial în hrană. Studiile arată că nu există nicio diferență pentru sănătatea umană. De fapt, peștii de crescătorie sunt adesea mai siguri în ceea ce privește paraziții. Acum voi prezenta o mică analiză detaliată a beneficiilor și a daunelor asociate consumului de pește roșu ușor sărat. Beneficii: bogat în acizi grași omega-3. Peștele roșu este bogat în acizi grași omega-3, EPA și DHA, care sunt benefici pentru sănătatea inimii. Aceștia ajută la reducerea inflamației, scăderea tensiunii arteriale, scăderea riscului de boli de inimă și îmbunătățirea funcției creierului. Proteine de înaltă calitate. Peștele roșu ușor sărat este o sursă excelentă de proteine de înaltă calitate, care sunt esențiale pentru creșterea musculară, repararea și funcționarea generală a organismului. Vitamine și minerale. Peștele roșu este bogat în substanțe nutritive esențiale, cum ar fi vitaminele B12, D, seleniu și potasiu. Vitamina D este esențială pentru sănătatea oaselor, în timp ce B12 susține funcția nervoasă și producția de globule roșii. Antioxidanți. Somonul și păstrăvul conțin astaxantina, un antioxidant puternic care poate ajuta la reducerea stresului oxidativ, protejează împotriva bolilor de inimă și îmbunătățește sănătatea pielei. Îmbunătățește sănătatea creierului. Consumul regulat de pește bogat în omega-3 a fost legat de îmbunătățirea funcției cognitive, reducerea riscului de Alzheimer și o mai bună sănătate mentală generală. Susține sănătatea ochilor. Omega-3 și vitamina A găsite în peștele roșu ajută la protejarea împotriva degenerării maculare legată de vârstă și susțin sănătatea generală a ochilor. Benefic pentru gestionarea greutății. Proteinele și grăsimile sănătoase din peștele roșu ușor sărat pot promova sațietatea, ajutând la reducerea apetitului și susținând managementul greutății. Dezavantaje. Conținut ridicat de sodiu. Peștele ușor sărat conține încă o cantitate semnificativă de sodiu, care poate contribui la hipertensiune arterială și poate crește riscul de boli de inimă dacă este consumat în exces, în special pentru persoanele sensibile la sare. Risc de paraziți și agenți patogeni. Consumul de pește ușor sărat poate prezenta un risc de boli de origine alimentară, cum ar fi paraziți, de exemplu anisakis, sau bacterii, dacă peștele nu este pregătit sau depozitat corespunzător. Metale grele și contaminanți. Peștele roșu, în special soiurile mai mari sau de crescătorie, poate conține urme de metale grele, cum ar fi mercurul și alți contaminanți de mediu, care pot prezenta riscuri pentru sănătate în timp, în special pentru femeile însărcinate și copiii mici. Sensibilitate la histamina. Peștele poate conține histamina, mai ales dacă nu este depozitat corect. Otrăvirea cu histamină, deși rară, poate provoca simptome precum dureri de cap, erupții cutanate și disconfort gastrointestinal. Reacții alergice. Peștele este un alergen comun, iar consumul chiar și al versiunilor ușor sărate poate declanșa reacții alergice la persoanele sensibile, variind de la simptome ușoare la anafilaxie severă. Creștere a aportului caloric. Deși peștele este sănătos, este important să luați în considerare mărimea porțiilor. Consumul de cantități mari poate duce la un aport caloric excesiv, în special atunci când este asociat cu preparate bogate în grăsimi sau sodiu. Impactul asupra sănătății rinichilor. Consumul excesiv de sodiu din peștele sărat poate încărca rinichii, în special la persoanele cu afecțiuni renale preexistente, ducând la retenție de apă și complicații ulterioare. Și în concluzie, peștele roșu ușor sărat poate fi un adaos nutritiv la dieta dumneavoastră, oferind numeroase beneficii pentru sănătate atunci când este consumat cu moderație. Cu toate acestea, este important să fiți atenți la conținutul său de sodiu și la potențialii contaminanți. Pentru a maximiza beneficiile și a minimiza riscurile, optați pentru surse de înaltă calitate, practicați siguranța alimentară adecvată și consumați-l ca parte a unei diete echilibrate. Dragi spectatori, vă apreciem comentariile și aprecierile, deoarece acestea contribuie la dezvoltarea și popularizarea canalului nostru. Vă rugăm să vă abonați și să susțineți videoclipurile care v-au fost utile. Pe curând!